Liceul Teoretic Ștefan Ludwig Hirota a găzduit luni un eveniment având tema Instituții de învățământ și rachete la media. Acesta a avut loc în sala festivă și a fost prilejuit de aniversarea a 110 ani de la construirea clădirii liceului, respectiv 50 de ani de la vizita lui Hermann Oberth la Mediaș. Evenimentul face parte din Săptămâna Culturală Săsească la Mediaș și în unele comune învecinate. Organizatorii sunt Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania, Primăria Mediaș, Liceul Teoretic Ștefan Ludwig Hirot și Asociația Locul Natal Mediaș. Acest eveniment se desfășoară într-un cadru mai larg, numit Vara Culturală, acest eveniment, care este organizat pe secțiuni. Diferite localități organizează manifestări prilejuite de acest aniversare. La noi este Țara Vinului, Vineland, și ieri a fost deschiderea la Biserica Sfânta Margareta. Astăzi este un simpozion legat de școlile din Mediaș și de Hermann Oberth. Se împlinesc 50 de ani de când a fost în vizită la Mediaș și o lansare de carte despre Hermann Oberth în filatelie a domnului Pintican. Anul ăsta sunt 110 ani de când s-a construit acest liceu. A apărut și o carte despre arhitectul Fritz Baltes care a construit școala și sunt 50 de ani de când Hermann Oberth a vizitat orașul și școala aici. Și ne-am gândit că asta ar fi un eveniment cultural care sperăm că oamenii să fie interesați. Nu știu când am fost ultima dată în această clădire, sunt cel puțin 30 de ani de când am intrat ultima dată în această clădire. Am o amintire foarte bună despre învățătorii din vremea aceea. Într-adevăr, ei încercau să facă oameni din noi și sper că au reușit. Și cea mai bună amintire am de la profesorul de sport, care m-a îndrumat să merg la handbal. Și am jucat handbal în tinerețea mea și cred că asta e cea mai bună amintire pentru mine, da.